Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou podcast. Astăzi, împreună cu colegul meu, Edi, îl avem invitat pe David, unul dintre cei mai de succes tineri din echipa noastră. Salutare, David, bine ai venit! Salut, bine v-am găsit! Salut, salut! Ce faci, cum te simți? Foarte bine, deja este o energie foarte mișto, râdem de două ori, e fenomenal. Așa e la noi de obicei. Da, sperăm să te simți la fel și până la sfârșit. Doamne ajută! Să râdem la fel de mult până la sfârșit? Da, eventual să atingem și niște puncte de... serios. N-ai fi zis că cu un programator putem să râdem atât de mult. Tu ești programator? Wow! Să de unde știați? Să ești mai mult de atât. Rămâne de văzut. Ai văzut, ne-am făcut temele bine. Uh-huh. Dar ce e mai tare, un programator sau un manager de proiecte? Discutabil. Okay. Dar tu ce ești? Businessman. Vezi? Clasă superioară. Da, clar. Eu am avut ocazia să te cunosc de puțin timp, însă știu că în echipa ODG ești de ceva timp. Ne poți spune cum ai intrat și cum ai aflat de noi? Da, nu mă aflu de mult în echipa ODG, sunt numai de două luni și am aflat de voi absolut întâmplător. Lucram și am primit un mesaj de la un prieten că m-a recomandat la o lecție de consultanță financiară. Și întâmplarea a făcut ca... agentul cu care am avut colul de consultanță m-a întrebat care sunt obiectivele mele pe o lună, două luni, un an, doi ani și am spus că eram în căutarea unui incubator de afaceri. Mi-a spus că el se află într-un astfel de incubator și că ar putea să mă introducă și pe mine. Am avut noroc că fix atunci era și efectiv se alegeau proiecte noi sau... Mm-hmm. Și așa a început totul. Am mai avut experiențe și cu alte incubatoare. Dar când am ajuns aici, s-a schimbat tot conceptul meu. Ce înțelegeam prin incubator de business, ce înțelegeam prin idee și dezvoltarea unei idei de business. Și aici mi s-a format o întreagă cultură legată de tot ceea ce înseamnă mediul de dezvoltare antreprenorială și dezvoltarea în sine a unei idei și a unui concept de business. În cazul meu, dezvoltarea unei aplicații. Mie mi se pare fascinant că tu ești foarte tânăr și ai deja niște noțiuni și vorbești de niște incubatoare și acceleratoare de business la vârsta de 19 ani. Corect. Și spirit antreprenorial cu viziuni foarte largi. Da. Sunt oameni la 40 de ani care încă nu știu ce e un incubator de afaceri. Uite-mă pe mine. Na. Tu l-ai dezvoltat. Da, foarte interesant. Cum s-a întâmplat? Adică în momentul în care te-ai întâlnit cu Ionuț, din câte ne-ai mai povestit, Ionuț era la întâlnirea cu tine cu încă un coleg de-al nostru, nu? Da. Mai vechi. Uh-huh. I-ai întrebat concret cum se întâmplă lucrurile la noi? Ce ai aflat mai exact? Nu i-am întrebat, pentru că vara de dinainte am participat într-un alt incubator de business care mi-a impregnat ideea de ok, eu vin cu o idee, o prezint, o expun, după care am un timp de 5-6 luni în care să o dezvolt și după aia este un fel de concurs în care se decide care este ideea câștigătoare și primește finanțare. Nu am pus întrebarea asta pentru că, din punctul meu de vedere, ăsta era parcursul logic al unui incubator. Dar am venit aici și am rămas un pic șocat. Adică am avut foarte multe emoții. Cu o seară înainte știu că am vorbit cu Ionuț și l-am întrebat, ok, dar concret, ce se întâmplă? Ce trebuie să fac? Cât durează? Mă așteptam să-mi spună, durează 6 luni, un an, ai timp să dezvolți ideea de business. Îmi spune, durează jumătate de oră și eram... Poftim? Adică eu în jumătate de oră trebuie să dezvolt ideea. Doar s-o prezint, ok. Și s-a alterat puțin... percepția ta. Exact. Și mă rog, am venit aici... S-a alterat puțin și starea ta emoțională în momentul ăla. Categoric. Ai dormit în noaptea aia? Am dormit destul de mult, da. Măcar atât puteam să fac și eu, că în rest am complet incapabil să mai schimb ceva. Dar nu, mi s-a răsturnat tot universul în momentul acela. Aveam... pretenții, aveam așteptarea că, ok, știam că ideea este foarte bună, știam că dacă o prezint cum trebuie, o să aibă succes și o să fie acceptată, dar, din nou, mă așteptam să fie un proces mai lung, nu de câteva minute în care să tragă și concluziile. Bun, și ai venit a doua zi cu emoțiile respective, nedormit, și ai dat de ce? Până la urmă, când te-ai izbit de... Am venit dormit. Realitate? De realitate? Ai venit dormit, ai reușit să dormi. Da. Bun. Dormea încă. Dormea pe el. Exact. Da, când am auzit în primul rând, am fost surprins că era un mediu foarte familiar. Mă gândeam că o să fie un fel de clădire de birouri în care o să fie oameni foarte infatuați, foarte gomoși, care o să stea la masă cu sacoșa cu bani lângă ei.
și o să înceapă să arunce cu bani dacă le place ideea sau... Păi nouă nu ne-a plăcut ideea și de-aia n-am aruncat cu bani. Da, corect, așa am gândit-o și eu. Dar nu, a fost foarte ok, adică erau oameni tineri, lucruri la care nu mă așteptam, inclusiv Eddie, și efectiv nu am simțit emoții foarte mari în a prezenta ideea, cât am simțit în speranța de a câștiga. Nu era vorba de câștig, pentru că până la urmă am venit numai ca să cunosc oameni, să-mi formez un network. Nu am vrut neapărat să vin să iau bani. Dar erau emoții pentru că știam că sunt judecat. Pentru că în 30 de minute trebuie să fii foarte atent la detalii, la idee, la om, felul în care ți-o prezintă. Și simțeam că eram, mă rog, asta era o chestie la mine, era o concepție a mea. Mă simțeam foarte judecat. De acolo au venit și mare parte de emoții. Dar în timp m-am îndemonstrat, mi-am schimbat percepția și am primit tratamentul corect. Adică nu... David, ca să înțelegi cumva una dintre viziunile sau valorile cu care noi am început acest proiect, aici pot sublinia faptul că Gabi este chiar de la începutul proiectului alături de noi fondatorii incubatoarelor de business. Este exact răspunsul pe care de altfel mă aștept că îl vei da în mod corect la următoarea întrebare. Între a te duce la un incubator care îți dă bani, să zicem 100.000 de euro, ceea ce până la urmă poate să facă și, nu știu, Uniunea Europeană sau Banca Europeană de Investiții sau Startup Nation sau altcineva, și a te duce la un alt incubator care îți dă un networking de cel puțin 50.000 de potențiali clienți, dintre care hai să zicem că vei converti 5.000, un 10%, ceea ce wow. Noi să știi că ajungem și la 40-50% rate de conversie. Deci ajungi la 5.000 de clienți și 5.000 de clienți îți plătesc pe lună un 10 euro. Deci 50.000 de euro pe lună. Hai să schimbăm paradigma, că sună prea bine. 500 din 50.000, doar 500 sunt convertiți clienți, îți dau 10 euro în medie pentru business-urile pe care tu le dezvolți, 10 euro pe lună, deci ai 5.000 de euro pe lună, ori 12 luni ai 60.000 de euro pe an. Reiau. Te duci la un incubator unde primești 50.000 de euro și dai un 20-30%, 40% din business-ul tău și pe de altă parte te duci și ai clienți care îți generează bani continuu și scalabil pe care incubatorul alege. Clar, cel care îmi oferă scalabilitatea. Da. Asta am gândit noi de la început. Da. O să dezvoltăm mai mult lucrul ăsta, dar spune-ne că, de fapt, ceea ce cred eu că te întreabă Gabi, nu doar ce ai simțit din punct de vedere emoțional, ce ai simțit legat de experiența în sine, din punct de vedere rațional, nu emoțional. Ce ai văzut acolo? De ce ți-a plăcut? Hai să spunem mai concret. Ce simți că ai câștigat, ce ți-a plăcut și ce simți că ai câștigat? În prima zi. În primul rând am simțit că am câștigat încrederea unor oameni, care pentru mine a fost cel mai important lucru, pentru că știam, chiar dacă nu o să fiu primul proiect clasat, știam că în continuare sunt prieten cu Ionuț, știam că în continuare pot să ajung sub o formă sau alta la voi, știam că ne cunoaștem și că putem să intrăm într-o oarecare relație. Plus că am văzut potențialul grupului în sine. Era o energie, toată lumea se înțelegea cu toată lumea, se știa și era... Deși era liniște, liniștea spunea multe. De acolo au venit și multe idei pe care le-am spus, pentru că efectiv am putut să mă concentrez foarte bine pe obiectul pe care prezentam, pe proiectul pe care prezentam, pe ideea de business. Simțeai multă energie pozitivă care te ajuta să-ți dezvolți într-un mod frumos ideile. Nu mă mai concentram pe mine, cum o vedeam eu pe mine din exterior, dar strict pe ceea ce aveam de spus. Și a contat enorm lucrul acesta. De obicei ești un om spiritual? Vorbești de energie și de... Da, nu neapărat spiritual, dar am și o parte puțin mai umană decât cea de programator, cea rațională. Ok, și ce, după primele zile în care ne-ai cunoscut, care au fost valorile, ca să zic așa, pe care ți s-au întipărit în minte? În primul rând, seriozitatea și proactivitatea, pentru că dacă... N-ai cum să ai un business dacă nu ești o persoană proactivă, dacă nu vii cu inițiative, dacă nu vii cu idei sau dacă nu te ții de deadline-uri. De exemplu, un lucru pe care nu o să-l uit, știu cum mi-a spus Eddie fix la incubator, că dacă întârziem la un deadline, încheiem colaborarea. Dacă suntem fix pe deadline, este ok și dacă suntem înainte de deadline, suntem prieteni. Și cumva am luat ideea respectivă și am translatat-o și în
felul în care îmi coordonez business-ul. Și de cele mai des ori suntem înainte de deadline și toată lumea este prietenă cu toată lumea. No. Seriozitatea este cea mai importantă valoare și sinceritatea până la urmă. Sinceritatea, cred că, acompaniată de transparență. Da. Deschidere maximă. Ok, ce părere ai, Gabi? Da, este ceea ce am gândit și noi la început? E mai mult de atât. Mai mult? Da, ne-a demonstrat că... Da, și eu zic la fel. Adică adevărul este, ca să înțelegi cu ce pași evoluăm și practic nu contează că ai venit de doar două luni, pentru că programul nostru în faza lui de maturizare, deci nu de maturitate, de maturizare ca proces, dar n-am atins încă maturitatea, cred eu, nici acum. Proiectul în faza de maturizare a început acum un an și jumătate aproximativ. Proiectul este gândit, implementat și așa a fost copil mic de vreo 5-6 ani încoace. Dar de un an și jumătate începem să creștem și să avem pretenția că suntem cât de cât maturi. Am evoluat atât de mult într-un an și jumătate încât noi nu ne dăm seama că vin oameni ca tine, care fără să facem complimente ieftine și nici fără falsă modestie, adică nici cu falsă modestie, descoperim oameni valoroși, oameni care pot să ducă nu doar afacerile lor și energia grupului și pragmatismul grupului și eficiența și profitabilitatea grupului la niveluri chiar superioare, dar cred că dau o forță pe ansamblu incubatoarele noastre, atât tu, cât și Mihnea, cât și alți colegi de-ai noștri, Vlad 3D, cum îi spunem noi, Andrei și Antonia, care dezvoltă de asemenea un business foarte interesant, Ales Ghimiș cu Vlad Tohă, care au un business de business-ul ăsta de podcasturi și podcasting. Deci fiecare dintre colegii noștri, voi toți reușiți să duceți totul, tot ansamblul la un nivel cu adevărat înalt. Și cumva se întâmplă asta, scuză-mă, într-un timp foarte scurt. Adică vin oameni care ne demonstrează ce putere au într-un timp scurt. Da. Eu te-am întâlnit pe tine, am avut ocazia să vorbim de 2-3 ori și mi-am dat seama ce om valoros ești. Sunt o nimica toată față de ceea ce vei vedea tu peste un an sau 2 ani de zile. Și practic ești parte din nucleul dur al echipei noastre. Adică chiar tu personal ai reușit să demonstrezi în 2 luni foarte multe și eu pot să spun cu mâna pe inimă că deja ai evoluat undeva între primii 10 din 54 de colegi. Cu mine 55. 54. Da. Deci, 56 că faci cât 2. Da, exact. Da, facă 2. Mai degerați așa, dar facă 2. Ok. Da. Da, uite, îmi place că ai văzut ideea asta de seriozitate îmbinată cu sinceritate, transparență și puterea grupului. Familie, pe scurt. Curt. O familie, da. Noi asta ne-am dorit. Adică una din ideile era ca grupul să ofere sprijin fiecăruia dintre noi, iar fiecare dintre noi să ofere sprijin grupului la rândul său. Pentru că și foarte bine. Una dintre cele mai importante. Da. Bun. Și acum, după 2 luni, noi ți-am văzut, practic, care a fost incursiunea ta. Cum te simți după 2 luni? Cum ești tu? Ce simți că ai învățat? Ce ai acumulat nou? Ce valori, dacă ai descoperit altele decât la început? În primul rând, m-am dezvoltat foarte mult în plan personal. Asta unul la mână. Adică acum, sunt conștient că acum 2 luni nici măcar podcastul nu aș fi putut să-l țin sau să vorbesc relativ coerent. Sper că acum sunt coerent. Așa pare. Da. Dar m-a schimbat mult, în special în plan personal, având în vedere faptul că în momentul în care am început, am intrat în incubator, business-ul era format din 3-4 oameni. Acum suntem 18. Wow. Ok. Business-ul vostru. Da. Suntem 18 porniți de la 3-4 oameni. 4 oameni am fost. Și este wow. Adică s-au construit în paralel 2 povești. Povestea mea cu incubatorul și povestea mea cu business-ul. Nu pot să-mi dau seama care este mai frumoasă, pentru că îmi plac amândouă, dar dacă nu aș fi venit aici, clar nu aș fi avut unul la mână determinarea să fac multe compromisuri pe care le-am făcut ca să cresc echipa, să cresc viteza cu care lucrăm, să creștem nivelul de idei care ne vin ca să putem face research, să putem face o grămadă de lucruri. Și mai mult de atât, nu ne-am rezumat mai la un business. Pentru că odată ce am intrat în incubator, am aflat că mai trebuie
am văzut oportunitatea de a ajuta și alte business-uri. Și am zis, ok, dacă totuși avem, suntem destui oameni și unii stau momentan în vață, stau pe tușă, hai să facem ceva cu ei, să facă efectiv muncă practică. Și am spus că ok, facem site-uri. Uh-huh. Business care acum are primul client. Primii doi clienți. Corect. Încă ai un client din interiorul incubatorului deja, business-ul de podcasturi al lui Aleș și Vlad, uh-huh, și mai ai unul extern. Da. La nici două săptămâni după ce ai început business-ul de creare site-uri. Da. Și nu ești departe de a-l câștiga pe un al treilea, care e tot din interior de data asta, pe Vlad cu imprimantele 3D. Deja am discutat. Da, poftim. Și nici nu am știut. Bă, nu i-am, uitam așa la ochii tăi și citeam scria 3D. Potențialul. Scria 3D. Scria 3D. Da, 3D. Într-un noi și D în celălalt. Da. Da, este foarte frumos și cred că cel mai frumos lucru este că faptul că văd că avem un impact. Atât noi asupra noastră, ca oameni, eu asupra echipei și echipa care, echipa mea de la business-ul meu principal, începe să vadă și partea de business din mai multe perspective și partea tehnică de programare din mai multe perspective, dar și... Tu vorbești serios, până în momentul de față simți deja o evoluție la nivelul echipei? Da. Un impact care s-a creat atât între tine și colegii tăi, cât și între ei? Una foarte mare. Nu numai că ne-am apropiat mai mult, pentru că acum să fim serioși, dacă lucrăm ca disperații noaptea de la 12 până pe la 4, 5, 6, 7, 8 dimineața, te apropii de oameni. Invariabil. Și mai mult de atât, am văzut o schimbare foarte mare în modul în care percep problemele. Nu mai așteaptă să vin eu cu soluții, pentru că workflow-ul inițial așa era. Prezentam o problemă, după aia încercam să găsim niște soluții și după aia făceam pașii pe care ar trebui să-i parcurgă. În momentul ăsta schimbă lucrurile, lumea devine proactivă și de multe ori sunt surprins de soluții care vin de la persoane la care chiar nu m-aș aștepta să vină cu anumite propuneri. Au devenit practic mai proactivi sau mai creativi? Ambele. Ambele. Și pragmatici cumva, adică creația lor e spre inovație. Categoric. Ok. Da. Am tot vorbit cumva despre business-ul ăsta, dar eu nu știu cum a început și care e povestea din spate. Cum ai ajuns să îl dezvolți și de ce asta? Cum a venit ideea pentru business? Este o întrebare foarte complexă. Pot să spun că a venit la o beție? Pot să spui, da. Da. A venit la o beție în cazul ăsta. Eram într-o stare în care nu mă controlam foarte mult. Și atunci a venit următoarea întrebare. Eram în bar și voiam să pun o postare care am vrut să dau share și pe Facebook. Și eram atât de întremurat privirea, după aia voiam să trimit și pe WhatsApp. Și voiam să trimit și la mai multe grupuri. Și îmi tremura privirea foarte rău și am zis, nu se poate așa ceva. După aia a venit, mă, dar dacă ar exista o aplicație care să trimită automat pe toate, când vreau eu, cum vreau eu, să-mi spună și cine vede. Stai puțin ca să înțelegem mai bine. Ai creat o aplicație pentru alcoolici? Nu, dar ar fi o idee foarte bună. Nu mă consider alcoolic. Nu, mă ferește. Dar de multe ori băutura este un sfetnic bun. Cazul tău, da. Nu, ideea în sine a aplicației era uniformizarea și fluidizarea traficului de postări între rețelele de socializare. Ideea inițială, care după aia s-a denaturat și într-o direcție bună. Da, și acum a devenit o idee mult mai complexă, inovativă. Hai să revenim la început. Care ar fi marele avantaj să vorbim de fluidizarea traficului între rețele și nu știu ce? Ce era așa de extraordinar la prima ta idee creată și la trei beri? Păi, la prima nu era ceva extraordinar, pentru că sunt deja alte business-uri care au făcut asta. Uh-huh. Nu era nimic wow, nu era ceva inovativ, dar era ceva mișto, ca să spun așa, mai ales dacă era făcută de mine, pentru că la momentul respectiv eram singur. Aveam prieteni cu care discutam și le spuneam că vreau să fac asta, dar feedback-ul lor general era că sunt nebun. Uh-huh. Culmea că acei prieteni au rămas în continuare cu mine, au devenit și ei nebuni. Dar, ok, am zis. Întâi am vrut să văd dacă ce vreau eu să fac cu fluidizarea, cu traficului pe social media a postărilor, se poate realiza tehnic. Și nu a trebuit să fac un research foarte mare, pentru că deja am văzut că erau alte companii, alte business-uri, unele chiar românești,
care au făcut deja chestia asta. Și am zis, ok, există, dar dacă tot am ajuns în punctul ăsta, ce putem evolua? Ce putem aduce în plus? Și am venit cu niște soluții care inițial păreau puțin SF. Să integrăm... Și am venit la fel, în glumă. Hai să facem asta pe inteligență artificială. Wow! Și a fost fidebul la fel. Ești nebun. Înainte de a ajunge la inteligența artificială, aș vrea să te întreb că ai atins două elemente foarte importante. Unul de legat de faptul că oameni care inițial te considerau nebuni te-au urmat după aceea și aici prima parte a întrebării este te consideri mai degrabă vizionar și al doilea lucru pe care l-ai menționat este că ai identificat soluții tot mai avansate sau te consideri mai degrabă un inovator prin excelență și nu o să vreau să ne răspunzi ambele. Gândește-te bine, gândește-te dacă principala calitate pe care tu o aduci în societate este aceea de vizionar și dacă este cumva cea de inovator, adică dacă aduci un plus de valoare societății. Ești un lider care atrage oameni după el sau ești un om care generează rezultate? Din punctul meu de vedere, cred că mă încadrez mai mult în categoria de vizionar decât de inovator. Pentru că nu sunt neapărat eu persoana care depune tot efortul tehnic de a... Sau care creează toate soluțiile, de exact. Care creezi împreună cu echipa. Exact. Dar viziunea, într-adevăr, a fost inițial mică. Înțețoșată. Înțețoșată, dar extinderea ei a venit cumva, cum spuneam, în glumă, dar a fost o glumă pe care eu am luat-o foarte în serios. Și am spus, de ce să mă numai la stadiu de glumă? Hai să încercăm, că poate iese ceva și poate iese ceva frumos. Da. David, aș vrea să, scuze-mă că te întreb, aș vrea să nuanțez aici ceva foarte important, cel puțin pentru noi. Cred că am identificat un element extrem de important care ne caracterizează și pe noi și pe tine, o afinitate puternică între noi, aceea de a fi, să zicem, vizionari într-un fel sau altul și de a duce ceea ce este în jurul nostru, cel puțin dacă nu chiar mai mult decât ce este în jurul nostru, să ducem la nivelul următor, prin a capacita energii creatoare, creative, energii pozitive și oameni tot mai valoroși în direcții bune, să zicem, pentru ei înșiși, pentru societate și pentru grupurile pe care le creăm. Ce îmi place în ideea ta cu vizionarul, că ești mai degrabă un vizionar decât un inovator, trebuie să recunosc că aici, la vârsta pe care tu ai de doar 19 ani, ai o claritate, o cristalizare a viziunii de viață mai bine fundamentată decât cred că o am eu la vârsta mea de 40 de ani. Și ce vreau să punctez aici este faptul că tu îți conștientizezi cumva această capacitate de a fi vizionar. Eu mereu am încercat, nu știu dacă am și reușit, să creez soluții pentru alții. Fără să-mi dau seama că noi ceea ce am atras în jurul nostru sunt oameni mai inovativi, mai creativi, mai generatori de soluții utile societății și oamenilor luați individual decât noi separați. Eu, de exemplu, sunt un economist cu formare de trainer și consultant de management. Gabi este un stomatolog. Alți colegi de-ai noștri de la începutul proiectului n-au formările pe care voi le aveți, mulți dintre cei care ați venit în ultimul timp. Au primit la noi susținerea în a-și duce mai departe viziunea. Exact. Și practic voi ne-ați ajutat și pe noi să ne ridicăm la un nivel la care nu ne-am fi imaginat acum 2 ani de zile sau un an jumate. Adică poate că chiar nici măcar anul trecut nu s-ar fi gândit un stomatolog niciodată sau un trainer ca mine să creeze niște incubatoare de afaceri pentru tineri care n-au mulți bani. Sau să creăm un business cu imprimante 3D super creativ, super inovativ, care creează workshop-uri de stimulare a inteligenței creativității sau jocuri practice de stimulare. Sau să vină un tânăr ca tine foarte bun pe programare, dar mai mult decât atâta foarte bun pe management de proiecte și mai mult decât atâta vizionar și care știe să capaciteze energiile pozitive ale unor colegi smart la 19 ani.
Și aici, ca să înțelegi ce înseamnă un trainer prins în propria ei capcană, știi care e problema unui trainer principală? Care? Vrei să afli, nu? Uite, e un banc foarte distractiv pe tema asta. Erau doi traineri într-o zi și unul dintre ei se ținea de flipchart și dădea cu capul în flipchart și tot plângea. Și vine ălălalt și zice, ce ai mă, ce s-a întâmplat? Și ăsta zice, nu înțeleg. Și zice, stai mă, liniști, nu te mai stresa atât, dacă te ajut eu să înțelegi, îți explic eu. La care ăsta, nu, n-ai înțeles și eu știu să explic, dar nu înțeleg. Da, deci, ca să înțelegi cam ce eram eu la început, un foarte bun trainer, așa cum spuneau câțiva dintre cei care au fost la cursurile mele, doar câțiva, și cu rezultate bunicele și un consultant de afaceri pentru foarte multe companii cu rezultate de asemenea bune. Toate lucrurile astea mie îmi dădeau încrederea că sunt excepțional, credeam eu. De unde? Până v-am cunoscut pe voi, până cumva conjunctura și ceea ce voi ați adus în viața noastră profesională, în viața noastră socială, în programele noastre de implicare socială m-au determinat pe mine să-mi dau seama că eram extrem de limitat și că eram in the box. Iar voi ați ajutat ca noi, da, un stomatolog, un trainer, un director în diferite companii, cum e Cristina Țiglă, un avocat, cum e Gianina, mulți dintre colegii noștri să descoperim că ne dezvoltăm uriaș de la lună la alta doar datorită unor tineri de 18, 20, 22 de ani. Cel mai tare lucru pe care l-ai spus până acum, și ți-o spun cu toată aprecierea pentru lucrul ăsta și ești primul care ai zis lucrul ăsta până acum, nu doar în, să zicem, într-un registru mai formal în aceste podcasturi, că și în întâlnirile noastre mai informale, care vorbești despre un impact asupra concret, un impact concret asupra societății, asupra echipelor, asupra evoluției noastre personale și profesionale și asupra noastră ca mentalitate, ca viziune, ca speranțe, ca aspirații, ca ambiție, ca determinare, perseverență și toate calitățile care se pot dezvolta în noi ca oameni. Iată că voi, cei de 18-20 de ani, deveniți niște modele. Tot respectul meu pentru oameni din echipa noastră de 18-20 de ani și încă o dată îi vreau să-i enumer pe câțiva, te enumer pe tine, îl enumer pe Vlad 3D, îl enumer pe Shoni, care se va alătura cu putere echipei noastre în curând, îl enumer pe Tudor, care la 17 ani are o implicare deosebită și pe mulți alții, unii trecuți de 20 de ani, dar pe mine mă super surprinde, ți-am ori plăcut voi cei de 17, 18, 19 ani. Încă o dată felicitări, este extraordinar. Mulțumim mult! Hai să revenim puțin la inteligența artificială. Fă-ne să înțelegem ce e cu inteligența asta artificială, pentru că noi, oamenii ăștia de la țară, crescuți cu cățel, cu purcel și cu morcovul în grădină, ne speriați. O să avem niște roboței care ne controlați, face ham-ham prin curte de acum încolo și, exact, și ne controlați, ne băgați niște chipuri? Inteligența artificială, în general, sperie și oamenii documentați și informați în domeniul respectiv. Da. A zis sunt frumos. Da, adică da, nu ca da, noi. Da. Sunt foarte multe teorii ce ar putea face și ce nu ar putea face inteligența artificială. Niciuna nu e validă până la urmă. Eu nu sunt de părere că poate fi cel mult o simbioză. Nimic împotriva omului. Cu atât mai puțin ceea ce facem noi în aplicația noastră. Noi incorporăm doar sisteme, algoritmi de inteligență artificială care în mare parte se ocupă cu livratul de statistici. Stai puțin, voi, niște tineri de 19 ani, reușiți să încorporați, aveți înțelegerea asta la 19 ani, să încorporați într-un soft, într-o aplicație, elemente avansate de inteligență artificială? Aparent. Ce ați mâncat voi când ați avut clipirile astea? Am mâncat artificial. Mâncat artificial, nu? Dormiți? Da. Mâncați? Nu, cum? Nu dormim. Să nu spui că ești ca Einstein și cu origen la vreo materie. Te-am nimerit. Chiar la informatică. Fugi de aici. Bun, ești acum? Și la matematică. Pe bune? Da. Pe bune? Da. Ai fost cu origen și acum tu gândești sisteme de tip Silicon Valley sau Shenzhen? Shenzhen. Da. Dovadă că școala nu reflectă. Ce mâncați?
Artificial. Totul artificial și nu dormim. E un produs special ăsta, artificial. Da, nu? Da, da, da. Înțelegeți termeni ca imersivitate și, bă, nu știu... Noi creăm termeni ca imersivitate. Putem să plecăm... Da, da, eu mă ridic, dacă e... Ok, da. Okay, continui eu? Da, continui, pentru că eu am un mic blocaj. Da, deci... Încorporăm termeni ca imersivitate, ca machine learning, deep learning, artificial neural network... Deci pe înțelesul noi, tuturor... Zim și mie cum e cu cariilele, că asta... Da, ele apar dacă nu te speli și dispar dacă vii la noi. Cam atât, e simplu. Okay. Nu? Okay. Și la noi la fel. Cine apar cine și ce la voi. Poftim? Apar ce și dispar ce la carii, voi. Aveți voi carii pe acolo, pe la... Nu, acum lăsăm gluma la parte. Hai să vedem. Explică-ne concret că murim de curiozitate. Deci crezi o aplicație super smart... care folosește elemente super smart, precum... Să nu uităm de... Neural, doar neural, am ținut minte, cred că... Da, și learning. Și learning, da, asta, da, exact, că e cu training-ul și neural e cu, ca, cum are Gabi, un curs cu neurologie și neuroștiință. Da. Revenim. Deci, încă o dată, machine ce? Machine learning. Așa. Deep learning. Uh-huh. Și artificial neural network. ANN. Ți-am zis, dar așa este, nu? Ai dreptate, da. Eu am crezut că e fix cum am gândit eu, dar nu. Da. Uite, hai să ne explici acum cu ce se mănâncă lucrurile astea. Ce înseamnă concret machine learning? Nu mă pune să fac asta. Cum? Nu mă pune să fac asta, te rog. Deci, nu știi? Poftim? Nu știi? Da, mă iau cu tehnicele mult. Ia-ne, te rog. Ok. Deci, machine learning-ul este atunci când tu unui program îi livrezi un dataset, adică un registru de date, o mulțime de date, ca să-i spun așa, în care, după care programul începe execuția datelor și în funcție de feedback-ul pe care tu îl dai, spre exemplu că tu îi dai poze cu câini și pisici. Perfect, asta e, până aici am înțeles. Da. Așa, deci bun. Schimbăm registrul. Da. Așa. Avem un program de image recognition. Da, iar ne-ai pierdut. Da. Ai un program cu câini și pisici. Să revenim, da. Deci avem poze cu câini și avem poze cu pisici. Bun. Sper că tu ești pisica. Și vrem, și vrem să învățăm programul să distingă pozele cu câini de pozele cu pisici. El singur, el fără să fie cineva în spate care să dea... Bineînțeles. Okay, bun. Da. Bun, așa. Și el o să spună două poze în față. Una cu un câine, una cu o pisică. Și o să spună la întâmplare. Asta e poza cu pisica. Dacă... nimerește pe poza cu câinele, tu poți să-i dai un feedback. Acolo e câine. Ai greșit. Data viitoare nu mai repetă greșeala. Ok, și cu cât mai multe poze cu câini și cu pisici vede, cu atât el învață face o mașină mai mult, gen, nu? Mașina și devine mai deștept. Învață. Exact. Ok. Doar că trebuie să-i dai tu inputul. De câteva ori. Cât e nevoie. Adică să-i zici tu unde a greșit sau... Da, cu cât îi dai mai multe corecții, să spun așa, cu atât are acuratețea mai mare. Și dacă la un moment dat îi dau o imagine cu o amestecătură de trăsături pisică și câine și să zicem câine este 68% și pisică 32%, ce va face? Va ghicei? Asta e o pisică de la Cernobâl, ce e? Exact. Nu, e un test. Îi dau mașinii un test să vedem dacă se prinde. Coadă și cap de câine cu corp de pisică. El o să vadă și câinele și pisica, numai că o să fac niște procente. Este 70% câine, 30% pisică. Și îți va spune procentul care este cel mai mare. Ok, acum revenind, tu acum ne-ai dat într-un limbaj așa mai profan, mai pentru un stomatolog și un trainer, să înțelegem o chestie simplă, diferențierea prin machine learning între pisică și cățel. Da. Dar presupun că merge pe elemente de cogniție artificială mai avansate. Da. Adică poate recunoaște, de exemplu, pattern-uri comunicaționale eficiente versus pattern-uri comunicaționale ineficiente, dacă vorbim de social media. Nu neapărat pattern-uri comunicaționale, dar poate să identifice anumite cuvinte cheie. Spre exemplu, dacă postezi o poză pe Facebook și pui o descriere, se pot identifica anumite cuvinte cheie care pot atrage atenția userului. Mai ales dacă ești pe calculator, pentru că se pot face anumite programe care îți văd efectiv dacă ții foarte mult mouse-ul pe un anumit cuvânt sau sub un anumit cuvânt. Sau... Nu ne axăm foarte mult pe aspectul acesta, nu este ceva super acurat,
dar căutăm cuvinte cheie în fiecare text, fie că este pe Facebook, fie că este pe Instagram, și încercăm să asociem cuvintele respective cu profilul utilizatorului care a făcut postarea, cu hashtag-uri, cazul Instagramului, să vedem dacă există o corelație între ele, pentru a face algoritmul, programul, să învețe singur, să nu mai aibă nevoie de inputul nostru. Ăsta ar fi odată machine learning. Deja intrăm ușor în deep learning. Ah, ok, asta, ca să le luăm așa cumva pe rând, dacă... Dacă ți se pare că noi doi o luăm pe arătură, ne înțelege. Noi suntem la stadiul de morcovi. Aveți, sau în rămas, aveți dacă inteligența naturală. Eu sunt oameni artificială. Scuze-ne acum, da. Ok. Bine, deep learning. Mai concret, ce e deep learning? Păi am făcut deja intrarea ușor în deep learning. Practic, este un principiu complex, dar cel mai ușor se poate asemăna cu, se poate corela cu machine learning-ul nesupervizat. Adică nu trebuie să mai stai tu lângă calculator să-i dai feedback. Inputuri. Exact. Începe ușor să-și dea singur seama dacă greșește sau nu, și chestia asta merge foarte bine mână în mână cu partea de artificial neural network. Care practic ce înseamnă? Înseamnă include că, elemente de forecasting deja? Nu neapărat segmentul acesta. Mm-hmm. Deep learning-ul în sine, da. Da? Da, dar partea de artificial neural network, știți jocul Snake, nu? Nu. Da, îl știm, da. Spre exemplu, dacă... Noi l-am inventat, eu cu Gabi. Ah. Și unul și doi. Pot să vă ating? Nu. Ok. Nici voi pe mine. Dacă avem jocul Snake și vrem să punem algoritmul să-l joace singur, prima chestie pe care o va face va apăsa pe o tastă între ghilimele și se va lovi de un perete. Automat șarpele va muri. Jocul se va termina. Va ști că a făcut o greșeală. Și asta a fost primul neuron, se numește. Apoi prima generație de neuroni. Apoi emerge a doua generație de neuroni, care va ști clar că nu mai trebuie să lovească de perete. Și poate va învăța că poate să meargă și în alte direcții. Va învăța că dacă își mănâncă singur coada, nu e tocmai ok și pierde. Asta este artificial neural network-ul. Capabilitatea de a-ți da singur feedback negativ și emergent în dezvoltare. Deci are legătură cu deep learning-ul. Da, merg cel mai bine mână în mână. Și sunt incluse una între alta. Practic AI-ul cuprinde... De fapt, nu. Deep learning-ul este cuprins în machine learning, iar machine learning-ul este cuprins în AI. În AI. În AI. Și voi folosiți toate tool-urile astea ca să faceți ce, concret? Să facem... avem două direcții în care ducem cu aplicația. Prima este vizează persoanele fizice, cele care vor să-și crească profilul de social media, profilul de Instagram, profilul de Facebook sau poate chiar la comun toate profilele de social media, care au deja o anumită influență socială și vor să se facă mult mai auziți, să fie mult mai publicul lor, să fie mult mai receptiv la ceea ce ei prezintă, la ceea ce ei expun. Dar în egală măsură ne adresăm și companiilor. Pe relații B2B, noi practic le oferim un tool de lux prin care pot să maximizeze campaniile de marketing digital. Practic noi le spunem exact care sunt best practice-urile, care sunt lucrurile pe care să le evite, deci lucrurile pe care trebuie să le facă și lucrurile pe care trebuie să le evite. Best practices and lessons learned. Corect. Best practices and lessons learned. Da. Ok. Pe care să lucruri pe care ei să le învețe, nu neapărat persoana care se ocupă de partea de marketing, dar aplicația în sine. Iar aplicația va veni cu sugestii de postări, va veni cu sugestii de keyword-uri, de caption-uri, de scrieri, va veni cu sugestii de format de stories. Dacă suntem pe Instagram, spre exemplu, stories sunt niște postări care durează 24 de ore. Și aplicația îți poate sugera anumite formaturi care să fie catchy, care să prindă, care să atragă ochiul. Și clientul care vine la tine și apelează la chestia asta, trebuie să fie instruit în vreun fel? Adică are nevoie de o școală anume sau poate să folosească... Oricine. Da? Îl face singur. Totul. Îl instalează și aplicația care se face printr-un simplu click și totul merge de la sine. Da. Aș vrea să revin și să facem o analogie apropo de corelația sau mica analogie pe care ai făcut-o cu jocul Snake.
Și aș vrea să te întreb pe de-o parte, ca să fiu sigur că nu greșesc, cum ne-ai dat exemplu cu jocul Snake și dacă ajunge să joace singur calculatorul sau telefonul, la un moment dat calculatorul juca singur șah. Deci tu puteai să joci cu calculatorul șah. Vorbind de elemente de artificial intelligence? Dacă tu joci șah cu calculatorul? Mm-hmm. Am putea. Când au învățat calculatorul să joace șah și cum să mute și să anticipeze mutările tale viitoare sau strategia pe care tu ai adoptat-o. Aici este diferența la anticipare. Pentru că poți să înveți un calculator să joace șah fără să folosești inteligența artificială. Mm-hmm. Pentru că pur și simplu îi spui, iei fiecare piesă în parte și îi spui care e traseul pe care poate să ia calul în L, nebunul în diagonală și pui toate posibilitățile pe care poate să ducă pe o tablă, pentru că sunt finite. Mm-hmm. Și iar după aceea, mișcarea pe care el o va face va fi una la întâmplare din totalitatea tuturor mutărilor posibile. Păi și asta înțeleg. Asta fără AI. A, ok. Și jocurile în care treci de la un nivel beginner la avansat, da? Acolo nu mai e o mutare la întâmplare, nu? Că dacă ar fi tot mutare la întâmplare crește făcută de calculat. Crește acurat, dar nu trebuie să fie neapărat AI acolo. Poți să îi dai calculatorul niște date statice pe care el doar să le perpetueze mai departe în iterațiile jocului. În momentul în care vorbești de AI, vorbești de predictibilitate și de predictivitate. Mm-hmm. Și probabil și de o creativitate. Adică vine cu soluții noi. Cred că e mult spus creativitate, sincer. O spun în sensul în care dacă, de exemplu, eu vreau să urmăresc 100, cei mai buni 100 de concurenții ai mei, ce au făcut ei în ultimii, nu știu, 2 ani de zile din până la comunicării online și în special pe social media, un AI poate să își dea seama să descopere prin algoritm pe care voi bine îi gândiți, îi creați și îi dați, să anticipeze cum vor evolua comunicațional concurenții mei și să anticipeze într-un fel și doi la mână să creeze un conținut de calitate superioară, ziceai tu, de best practice-uri și de optimizare pe content, de exact. Exemplu. Aici intrăm în cel de-al treilea segment al aplicației noastre, și anume cel de forecasting, care este de departe și cel mai greu. Pentru că restul s-a mai făcut, sub o altă formă, dar s-a mai făcut. Să conectezi, să interconectezi rețelele de social media, canalele de comunicare, s-a mai făcut. Image recognition s-a mai făcut. Dar forecasting pe niște trenduri în atât de multe industrii, cum vrem noi să targetăm, dacă s-a făcut, nu s-a spus. Adică tu vrei să spui că sunteți unici la nivel mondial în momentul ăsta? Din acest punct de vedere, da. Și vă bazați pe un research accurate? Da, pentru că în principiu startup-urile care vin cu ceva nou, cum ar fi ideea de forecasting, tind să se facă afirmate, mai ales pentru că majoritatea pleacă din Bay Area, Silicon Valley, unde e susținerea cea mai mare acolo în San Francisco, unde toată lumea se ajută pe toată lumea ca să evolueze o anumită idee de business. Și în concluzie, lucrurile se mișcă foarte repede acolo. Uh-huh. Îți permit să dai din casă. Și chiar e indicat să dai din casă. Creezi un hype și lumea o să vii. Plus că foarte mulți programatori care au astfel de proiecte își pun codul open source. Adică ce înseamnă asta? Oricine poate contribui. Automat asta de producție este mult mai mare. Și poți să te promovezi ca fiind primul business care face forecasting pe trenduri pe social media. Dar noi n-am găsit asta pe nicăieri. Și dacă era cineva, am fi găsit din prima. Deci, practic, mergând pe open resources sau open sources, voi v-ați dat seama dacă într-adevăr ceva este acolo la nivelul vostru. Și chiar dacă n-ar fi fost declarat sau clar vizibil, oricum n-a evoluat atât de mult încât să devină... Categoric. Mai mult de atât, noi acum facem foarte mult research, pentru că... Numai puțin, că încă sunt blocat în ideea asta. De ce aș crede eu în momentul ăsta privitorul nostru sau eu, chiar eu, Gabi, colegii voștri, care avem toată încrederea în voi, evident, dar vin cu o provocare. De ce am crede noi că în România, în București, nici măcar în, nu știu, în spatele la guvern sau
în sediu SRI-ului sau, nu știu, unor organizații din astea care adună geniile României. De ce am crede noi că într-un apartament, 2-3-10 apartamente din București, inima middle of nowhere, sunteți atât de competitivi raportat la Silicon Valley sau la Shenzhen? Cum? Cum e posibil așa ceva? Ce aveți voi, românii ăștia geniali, și noi restul planetei nu avem? Poate faptul că suntem români? Nu știu. Da, lăsând patriotismul și să zicem un naționalism din ăsta frumos deoparte, sincer, cum descoperiți tool-urile astea? Ce se întâmplă? Și mai ales la vârstele astea 18-19 de ani. Vreau să menționez aici cumva că pentru cei care nu te cunosc foarte bine și dând dovadă de ceva modestie, nu te-ai lăudat singur și noi n-am făcut-o, trebuie menționat că de mai mulți ani de zile David este căutat de diferite companii, primește zilnic 2-3 oferte de angajare, are doar 19 ani în momentul de față, lucrează de vreo 2-3 ani deja și de la 18 ani deja era cu contract de muncă la o companie de IT medie și acum 2 luni de zile și-a dat demisia de la un job cu un salariu destul de mare. Hai să vorbim doar în ordine de așa, aproape 2000 de euro, ca să nu spunem concret cât. Ai spune că e nebun, adică la 19 ani să ai un salariu mare și tu să-ți dai demisia în ideea că ai o viziune uriașă, crezi în ea, ești perseverent, vrei să o duci la, și consistent, vrei să o duci la împlinire, înseamnă că acolo chiar e o valoare pe care tu o conștientizezi bine. De unde vine valoarea asta, sincer? Este more research în spate sau este pur și simplu un geniu creator? Și nu mă refer strict la tine ca să te lau pe tine aici, tu împreună cu colegii tăi. Eu merg. Echipa, în general, merge pe o premisă. Două premise. Una este specifică programatorului. Dacă merge, merge. Așa gândește un programator. Serios? Dom'le, dacă merge, nu contează cum scrie codul. Să meargă. Ăsta e 1, nu? Și dacă nu merge, nu merge, e 0. Exact. Da, deci voi sunteți cu 1 și cu 0. Gândire binară, exact. Keep it simple and short. Kiss, exact. Al doilea lucru, al doilea aspect este că noi credem foarte mult în valoarea pe care o putem aduce, nu prin ceva neapărat nou. Nu inventăm roata prima dată. Nu inventăm becul prima dată. Noi mergem mai mult ca o extensie a unor lucruri deja existente. Social media există de foarte mult timp, este foarte dezvoltat. Dacă mai făceam noi încă o platformă de social media, n-ar fi avut niciun sens. Adică numai dacă o promovam ca fiind de lux, dar de fapt există Clubhouse-ul pentru social media de lux. Așa că am zis să încercăm să facem un upgrade la ceea ce există deja, pentru că există foarte multe defecte. Și primul research pe care l-am făcut, culmea, n-a fost legat de tehnic, n-a fost legat de bani, a fost ceva ce mi-a picat în mână, pur și simplu. În rândul tinerilor, cauza principală care crește rata incidenței depresiei în rândul tinerilor este social media-ul. Pentru că sunt foarte mulți tineri talentați care nu știu cum să se afirme, nu știu cum să se facă vizibili și automat se cred inferiori și le lipsește validarea. Validarea care, mai ales la adolescență, este foarte importantă. Nu ești validat de societate, ești considerat nimic. Mai ales dacă... Vezi, Gabi, ți-am zis că... Știi când plângeai atunci în colț de cameră? Te rog, Edi. Acum e ocazia să fii validat. Vă rog, validat. Da. Și tu nefiind validat, automat nu ești nici foarte conștient de potențialul pe care poți să-l ai. Și impactul, că tot vorbeam de impact mai devreme, și impactul pe care îl poți avea asupra nu numai a unui industrie. Să spune că ești un fotograf bun, dar nu ești urmărit de aproape nimeni, pentru că n-ai știut cum să te afirmi. Dar tu poate poți să schimbi, să setezi un trend în fotografie, pentru că ai o altă viziune, doar că nu știi cum să ți-o expui. Noi asta vrem să facem. Să ajutăm oamenii cu viziune și nici măcar, nu neapărat, să ajutăm oamenii să se expună pe ei înșiși, pentru că fiecare om este special, fiecare om are ceva frumos și
toată lumea trebuie să fie aware, trebuie să fie conștientă că nu suntem numai noi. Uh-huh. Eu nu sunt numai eu. Dacă eu eram numai eu, nu aveam business-ul. Nu poți să faci nimic singur. Ca să te afirmi, ca să ai succes social sau financiar, că vorbim de un influencer sau de un tânăr care vrea să fie validat, dar vrea să devină și influencer social. Uh-huh. Sau că ne ducem în zona de business, că devenind influencer începi să faci bani sau vorbind de o firmă mică, medie, mare, vrei să faci mai mulți bani. Ce ai putea tu să ne spui că este mai de valoare în societatea actuală și cumva aplicația voastră reușește să ofere o validare și un trendsetting foarte bun sau un succes financiar bun? Ce dați voi beneficiarului aplicației voastre? Cu ce l-ajută pe el foarte mult? Deci, pe de-o parte, el devine validat, devine cunoscut și recunoscut. Mai mult decât atâta, prin elementele de AI și tot ceea ce ne-ai spus, deep learning, forecasting și așa mai departe, el reușește să facă acea mică diferență și să fie perceput, dacă nu chiar la modul real, să fie un trendsetter. Ok, și astea țin de imagine și de social. Și pe de altă parte vorbim de financiar, de succes, indiferent că e un tânăr care vrea să devină influencer, ca mulți influenceri să facă, nu știu, 1.000, 5.000, 10.000 de euro pe lună, sau de o companie, un restaurant, un fotograf foarte bun, sau o companie de media, sau o companie de termopane, sau o companie de telecomunicații, indiferent că face 1 milion de euro pe an sau 500 de milioane de euro pe an. Noi, în primul ce îi dați mai mult companiei și omului? Capacitatea de a se evidenția în piață sau capacitatea de a genera mai mulți bani? Noi, în primul rând, oferim vizibilitate, oferim sentimentul de validare. Noi vrem să oferim, în primul rând, o emoție omului care folosește aplicația. Vrem să creăm nu numai o aplicație utilitară, intri pe ea când ai nevoie și după aia o uiți de ea. Nu, vrem să creăm efectiv o relație între user, între utilizator și celelalte social media-uri. Vrem să creăm un network, vrem să aducem oamenii împreună mai mult decât o face social media-ul. Pentru că deși este motto-ul connecting people, parcă era, da. Lumea nu e conectată. Uh-huh. Există foarte mult bullying și șantaj pe social media. Noi vrem să aducem grupurile de oameni cu același interes la un loc. Uh-huh. Categoric, din punct de vedere al business-urilor și există și o parte financiară, pentru că, în primul rând, o aplicație care eficientizează campania de marketing îți poate crește rata de conversie. Uh-huh. Mai mult de atât, îți scade costurile foarte mult, pentru că, în primul rând, ca forță de muncă, e mai puțină. Numai oamenii care fac toată treaba de marketing manual. Să stăm pe zona asta, că interesul este să îi facem pe oameni mai fericiți, da. Și vorba ta, îi ducem la nivelul superior. Nu ne interesează atât de mult ideea de a concedia oameni sau de a face munca lor mai simplă și să poată face ceva mai valoros. Lăsăm oamenii, pentru că asta s-ar putea să-i sperie pe unii care nu înțeleg că, de fapt, viața lor poate deveni mai bună. Hai să vedem mai departe la ce optimizare te referi. Ok, ne ducem într-o companie, îi crește profitul. Ai zis pe o parte prin optimizarea muncii. Da? Doi la mână, prin ce înseamnă optimizarea asta ca element? În primul rând, noi nu optimizăm un workflow. Mm-hmm. Adică noi nu optimizăm workflow-ul departamentului de marketing. Mm-hmm. Ce facem noi este să facilităm munca și efortul pe care, adică ajutăm oamenii angajații departamentului de marketing să facă mai puțin efort pentru rezultate mai bune. Uh-huh. Nu mai trebuie să faci research manual, îl face aplicația pentru tine. Îți spune exact ce fac competitorii tăi, ce au mâncat ieri, ce mănâncă și cum respiră. Mă rog, eu acum exagerez. Da, înțeleg, eu dar o să ai mereu un tracking, o să ai mereu, o să știi exact ce fac concurenții tăi sau să spune că nu ești companie și ești un fotograf care stimează alți fotografi și vrei să te apropii și tu de ei. Mm-hmm. O să știi permanență ce fac ei ca să le crească reach-ul, ca să le crească follower base-ul. Mm-hmm. Și
mai pe românește, orică ești persoană fizică, orică ești business, ceea ce face aplicația este să te ajute să furi meserie. Mm-hmm. În sensul metaforic și frumos al cuvântului. Exact. David, îți mulțumim pentru participare la podcastul nostru. Vă mulțumesc și foarte mult. Mulțumim. Suntem convinși că toți cei care ne-au urmărit au reușit să învețe lucruri foarte interesante de la tine. Credem noi că ești un model social pentru mulți dintre cei care ne urmărești și ești un model de business sau generezi viziune de business celor care vor să ajungă mai departe în viață. Sunt valorile pe care și echipa noastră Open Doors Generation le urmărește, să încurajăm viziunea, curajul, dorința de a-și crea un plan de backup în viața lor, de a dezvolta o gândire antreprenorială, de a-și asuma riscuri, de a fi creativi, ceea ce tu ai demonstrat din plin, ca și mulți alți colegi de ai noștri din echipa Open Doors Generation. Și vă rugăm, nu uitați, vrem să fii bogat. Vrem să fii inspirat. Vrem să fii inspirat. Mulțumim, Gabi. Te lași pe tine să le spui... Și eu vreau să fii bogat, vreau să fii inspirat. Invers. Da. Okay. Mulțumim frumos. Mulțumesc și eu mult. Mult succes. Și felicitări. Mulțumesc. Felicitări și ție, Gabi. Felicitări nouă, de fapt. Felicitări nouă, exact. Da. Și vă așteptăm la următoarele podcasturi. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și forță. Pa, pa.